Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi, la emisiunea În spatele zidului, avem o nouă ediție în care vom discuta despre problemele cetățenilor din Ilfov. Vom reveni la subiectul de săptămâna trecută, unde am fost pe teren și am filmat pentru dumneavoastră situația, așa cum ne-a fost expusă, așa cum am constatat și noi și ați văzut și dumneavoastră, tot ceea ce ni s-a povestit în studio anterior, la fața locului, s-a dovedit a fi real. Am avut și șansa și norocul, pot să spun, să dăm nas în nas și cu domnul Țânțăreanu, unde am avut o mică discuție de 5 minute, în care am ascultat opinia dânsului legat de situația urbanismului din acea zonă, o speță din Paradisul Verde. Dânsul susține că adevărul este doar la dânsul și că acele planșe și urbanism și trasări și tot ce înseamnă terenul, cele bune și reale, după care trebuie să ținem cont, nu noi, ci cetățenii de acolo, locuitorii Paradisului Verde, sunt cele pe care le are dânsul în cap. Exact așa s-a exprimat și de-aia mă repet cu această afirmație, în cap. Am sperat să avem o opinie din partea dânsului, un punct de vedere mai detaliat. Încă aștept să se concretizeze acel pariu pe care și l-a asumat. Puține șanse, dar și cum se spune, speranța moare ultima. Și dacă a murit în altă parte de tot speranța, să sperăm că la Corbeanca încă mai dă din picioare. Și oamenii aceia își vor găsi dreptatea și vor dovedi adevărul. Oamenii pierd timp, pierd bani, pierd mai mult de atât timpul de a sta lângă familie și a se ocupa de problemele familiei, în loc să se ocupe de aceste probleme create artificial pentru niște interese imobiliare și financiare, că până la urmă pentru dâns și pentru cei care dezvoltă aceste genuri de cartiere imobiliare, se rezumă la bani. Da, incontestabil, Paradisul Verde este un cartier reușit. Nu este perfect, dar este reușit în comparație cu altele. Nu contestăm investițiile domnului Țânțăreanu, nu contestăm faptul că s-a implicat și că Paradisul Verde își datorează existența în mare măsură dânsului. Dar de la a crea un lucru bun și până la a își bate joc de niște oameni, pe banii lor și pe timpul lor, e o distanță destul de mare și greu de parcurs. Pe scurt, am înțeles că ați vândut terenuri, ați vândut proprietăți în Paradisul Verde, ați încheiat contracte pentru terenuri aferente utilităților, contracte cu drepturi pentru drepturi de servitute. Se pare că mare parte din ele ați uitat de ele după ce v-ați încasat banii pe terenuri și pe proprietăți. Mai mult de atât, așa cum am văzut și am și prezentat în ediția trecută, ați început să emiteți și facturi în numele Enel-ului, să cereți bani aferenți acordului de racordare la un punct de transformare, la o rețea electrică. Este ilegal, vă spun sigur și vă spune asta unul care știe cu ce să mănâncă acest aspect. Nu fac asta decât doar de 30 de ani și știu ce spun. Să trecem peste acest aspect, pentru că până la urmă e problema Enel-ului, a NRE-ului și a dumneavoastră. Revenim din nou la problema pe care o dezbatem de circa 3 săptămâni, să încercăm să vedem dacă s-a schimbat ceva de la ultima intervenție a noastră și în acest sens avem invitați în platou din nou pe domnul Caravană Dorel și de data aceasta și pe domnul Istodor Mihai. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună ziua! Domnul Caravană, am fost împreună pe teren, în Paradisul Verde, cu încă 2-3 cetățeni din zonă, așa cum am descris în prezentarea emisiunii, în preambulul emisiunii.
am avut acea întâlnire cu domnul Țânțăreanu. Tot atunci am văzut și lucrarea de canalizație aferentă acordării la instalația de gaz. În momentul acela aveați decât un șanț gol. În momentul acesta, ce aveți? E adevărat. În momentul acesta avem o țeavă de gaze îngropată și pusă în probă, sub presiune, da? S-a introdus aer pentru a face probele aferente. Deci a evoluat și a evoluat pe ele. A evoluat, da. Deocamdată e liniște, să sperăm că va continua așa, dar autoritățile, să știți că nu s-au schimbat prea mult între timp, adică e liniște și atât. Nu au luat taurul de coarne, să spun așa, nu decid să-și apere interesele, nu au scos actele aferente care s-au solicitat. Ba, dimpotrivă, eu le-am adus o hartă a zonei, o hartă eliberată chiar de dânsii în anul 2016, da, cu semnătura domnului Marin Daniel de la Registrul Agricol, cu semnătura domnului secretar Pantazi, cred că era și atunci, și pare ca domnului Tarbă, da? Se poate arăta la cameră. Asta este harta în care se vede clar. E o hartă pe care noi aveam din mai multe surse. Un plan cadastral? E un plan al zonei Paradisul Verde, Tarlaua 39, da? În care se văd clar toate drumurile și parcelele. Făcut acest inventar al drumului, al terenului respective, în baza legii 165 pe 2013. Deci ați primit inventarul? Am primit inventarul, dar nu este nici complet, nici nu poate fi numit inventar, în opinia mea, pentru că e o sumă de hotărâri de Consiliul Local. Da. Parte din acel inventar este ilizibil aproape și nu cuprinde tot. Este evident că chiar nu cuprinde tot și la care, la inventarul inițial realizat în 99 și aproape ilizibil, se adaugă hotărâri de Consiliul Local. Pur și simplu au atașat hotărârile, parte din ele chiar fără anexe. Deci le voi face o plângere prealabilă și voi merge în judecată pentru acest inventar și nu numai. Pentru toate celelalte cereri rămase fără răspuns sau răspunsuri incomplete. Pentru că dânsii au ales la ce să răspundă și la ce să nu răspundă. Dacă erau 4 întrebări, s-a răspuns la 2. Săptămâna trecută menționam că aveați aproximativ 20 de cereri depuse, sesizări. Da. Din cele 20, cât au fost bifate? Au încercat să bifeze, dar chiar asta este realitatea, adică să bifeze, nu să răspundă. Să se facă oarecum că au răspuns, să aibă o justificare. Adică răspunsurile pe care le-ați primit nu sunt incomplete. Sunt incomplete și parțiale. Și pe lângă subiect, de multe ori chiar pe lângă subiect. Cine v-a semnat aceste răspunsuri? Aceste răspunsuri sunt semnate de domnul secretar Pantazi Romulus Cătălin și de domnul primar Adrian Snagovea. Ah, viceprimarul cu atribuții de primar. Da, bine. Da. Exact. Viceprimarul cu atribuții de primar. Da. Am înțeles. Care sunt următorii pași, în afara faptului că veți depune aceste plângeri și sesizări? Local, acolo, ce veți încerca să faceți? Local, eu am făcut mai multe plângeri, una din ele chiar ieri, în care am solicitat îndepărtarea construcțiilor ilegale de pe canale de desecare, cum ați văzut, e la mintea cocoșului, da, ce se întâmplă acolo. Este foarte vizibil, să vedem dacă și cei de la primărie văd sau, eu știu, poate nu se vede. Din primărie nu se vede, din birou. Mi-am amintit că v-am mai întrebat dacă ați hotărât și ați luat decizia ca toți cei care aveți de suferit cu ghilimele de rigoare, de fapt, n-aș putea spune ghilimele, chiar de suferit, de fapt, eu să vă constituiți într-o asociație independentă. Vrem să ne constituim și într-o asociație. Da? Da, ca să mergem împreună, să însumăm toate aceste probleme și să le depunem, evident, la DNA, pentru că sunt foarte multe și se pare că suprafața deținută de domnul Țânțăreanu pe acea zonă, fără să mai vorbim de celelalte probleme în alte zone ale satului, pentru că sunt destul de multe, numai pe acea zonă se pare că sunt vreo 6 hectare. De la 4 și jumătate s-a ajuns cumva la 5. Am înțeles că s-au făcut niște cadastrări ilegale, să spunem așa, în care s-a luat mai mult teren decât trebuia și există niște probleme în acest sens care vor fi depuse către autorități.
Aș vrea să confirmați sau să infirmați. Săptămâna trecută aveam informația pe surse că cadastristul de la primăria Corbeanca urma să fie înlocuit. Da, așa este. Din mai multe surse s-a aflat acest lucru. Chiar a fost văzut de către mine personal cadastristul domnului Țânțăreanu, cadastristul de casă, să spunem așa, domnul Matei Gogu. Eu m-am întâlnit cu dânsul pe holurile primăriei, în care era cu domnul secretar și se pare că se încearcă în continuare punerea lui pe funcție, să spunem așa, ca și cadastrist pe lângă comună, da, să lucreze pentru comuna. Prezența dânsului în această funcție, în cadrul OAT Corbeanca, ar genera niște avantaje pentru domnul Țânțăreanu? Eu cred că da. Eu cred că da, ar genera niște avantaje. Nu știu cât de mari sau de mici mă depășește acest lucru, dar clar ar spune ceva. Ceva nu foarte bun pentru dreptate, să spunem așa. Nu mi se pare normal ca un cadastrist de casă al domnului Țânțăreanu să vină să ocupe orice funcție, da? Pe lângă primăria Corbeanca, în domeniul în care dânsul activează ca și cadastrist. Pentru că acolo s-au întâmplat niște lucruri necurate, sunt destule documente și așteptăm autoritățile să-și facă treaba și, după cum am spus, singura variantă bună pentru toată lumea este să se facă o expertiză cadastrală judiciară. Dar primăria cere așa ceva, eu am cerut-o deja, eu am cerut-o, aștept să fie aprobată și să fie pusă în practică. Primăria văd că nu face nimic în acest sens, deci eu le pun documentele dânșilor pe masă și nu vor să facă nimic. Nu mai departe de acum câteva zile le-am depus 6, dacă nu mă înșel, extrase de carte funciară în care comuna Corbeanca este proprietar. Toate aceste drumuri, pentru că aceste extrase de carte funciară sunt pentru niște drumuri, sunt situate în tarlaua 39, Paradisul Verde. Ele sunt drumuri închise circulației publice, sunt exploatate doar de cei din Paradisul Verde, mai precis de către API Investiții, API Construcții Investiții, firma al cărei administrator este domnul Țânțăreanu și care am înțeles că practică și niște tarife pentru lunare, pentru folosirea acestor drumuri. Ceea ce se pare total ilegal pe lângă celălalt. Da, pe lângă tranzitare. Păi, legat de toate neregurile acestea, alături de noi îl avem și pe domnul Istodor Mihail, tot un cetățean din Corbeanca. Bănuiesc că sunteți informați de problemele dânsului. Da, știm. Da, v-ați consultat. Probleme sunt în toată Corbeanca. Da. Domnul Istodor, problema domnului Caravană o tot discutăm de 3 săptămâni. Am participat la filmări în Paradisul Verde. Da. Cam care este asemănarea sau care este punctul comun între situația expusă de domnul Caravană și dumneavoastră? Deci ca și dumneavoastră am rămas fără drum. Punctul comun cu dânsul. Ca și dumnealui sunt fără drum. Am fost prejudiciat fără drum la terenul respectiv care l-are mama mea. Sunt împuternicit să o reprezint peste tot de către mama mea. Împuternicirea este la dumneavoastră. Da. Și ca și o parte din locuitorii din Paradisul Verde de acolo, primăria, prin bunăvoința angajaților, m-au lăsat fără drum. Da. Curând de la fiecare cetățean și proprietar în tarlaua 18, cât o anumită suprafață, unii din angajații primăriei, ca să-și mai facă și ei cât un lot în fiecare tarlaua. Deci furtul de genul din tarlaua 18, tarlaua de la mine, este la nivel de comună. Aveți cunoștință și dumneavoastră de el, domnul Caravană? Da, am văzut și eu actele dânsului. Este clară problema. Ei au fost puși în posesie conform legii 18/1991. Li s-a dat o anumită suprafață de teren, de exemplu, în cazul dânsului este vorba de 5.000 de metri pătrați, din care a primit efectiv 4.400 și ceva. Nu, a primit 5.000.
Păi avem aici, mi-a dat un titlu de proprietate. Efectiv, da. Da, care a fost eliberat în 1996. Da. 27-a 11-a 1906. Da. Un titlu de proprietate emis pe Istodul Elisabeta. Mama mea. Mama dumneavoastră. Da? Da. Conform actului de proprietate, dânsa deține, deținea 5.000 de metri pătrați. Da. De teren. Avem aici și o procură, mi-a dat și o procură, din care reze că dânsa vă împuternicește să vă ocupați da. De această situație, această problemă. Mai mult de atât, aveți și un certificat fiscal de la taxe și impozite, unde cu ștampilă și cu semnătură, primar Tudor Dumitru, da. Secretar Georgeta Ștepan, întocmit da. Și verificat referent al Alexandru Gheorghe, confirmă și dânsii, negru pe alb, că aveți 5.000 de metri de teren. Dar ați venit cu o altă hârtie în spate, cu un plan de situație, în tarlaua 18-56 pe 16, din care reiese că peste noapte și din pix, de la 5.000 de metri, ați ajuns la 4.452,22 metri pătrați. Da. Domnul Istodor, unde ați ascuns terenul? Am băgat în buzunar. Angajații primăriei, da. După cum începusem să vă spun, unii din ei, prin furturi care se văd în planurile parcelare, deci am aici un plan parcelar eliberat de primăria Corbeanca, în care este suprafața întreagă. Da. Așa, numai că sunt mutat în partea asta. Tot un fals. Nimic concret. Dar cu semnătură și ștampină. Deci ați pierdut această suprafață de teren doar printr-o mutare a terenului dintr-un loc în altul? M-au mutat dintr-un loc în altul și de la toți proprietarii de teren din această parcelă da. Lipsesc anumite suprafețe de teren. Și acele suprafețe însumate? Acele suprafețe însumate. Da, care au dispărut? Care au dispărut. Cum au făcut, unde se regăsesc? Se regăsesc într-un lot făcut undeva aici. Pe numele unor angajați din primărie, deci de la mine s-a furat, se vede clar aici, de la 5.000 sunt la 452, aici este 5.000, da. Păi ce să vedem, că pixul ăla care a făcut da. Acea modificare e foarte valoros. Da, da. S-a scos din pix 500 de metri în Corbeanca. Și deci... Au scos hectare întregi. Se vede diferența după un plan parcelar tal, de la toți proprietarii de teren. Când ați depistat această situație? Când ați luat cunoștință de această situație? Știați că aveți 5.000, ați aflat că mai aveți 4.452. Mandatul lui Tudor Dumitru s-a întâmplat. În ce an? 2006-2007 s-a întâmplat. Adică acum aproximativ 6 ani. Adică de 6 ani persistă problema? Nu, 16. 16. 16 ani. Păi și noastră de 16 ani asta faceți? Nu, mai mult de 16. Păi dacă a spus 2007, acolo este. Da, da, și tot am cerut de-a lungul timpului planuri parcelare, uitați-le aici, semnate. Ăsta este întocmit de Podean. În partea asta este... fără nume la... dar este semnat de secretar și de primar. Vedeți? De-a lungul timpului am tot strâns planuri parcelare. Unele într-un fel, unele într-un fel, cum bine voie să mi le dea. Bine, acele planșe nu putem să le arătăm în momentul ăsta la cameră, dar le vom viziona fizic la fața locului. Da, și o să aduc și cadastrist. Un reportaj la fața locului și acolo o să putem... O să plătesc cadastrist exact. Ca să... Pe hârtie este foarte greu de deslușit pentru cei care ne urmăresc să înțeleagă acele... pentru ei și pentru mulți dintre noi, de fapt, niște dungi. Eu am mai plătit un cadastrist. Da. Care a venit și a măsurat toată tarlaua. Nu cadastristul primăriei. Da. Care vedeți ce mi-a dat. Și într-o cerere făcută, adresată Registrului Agricol, vedeți, acolo la dumneavoastră aveți răspunsul cadastristului comunei. Acesta e un plan de situație, nu este un răspuns. Situația. E un plan de situație, da. La care
Eu acum o lună și am făcut o cerere adresată primarului interimar Snagoveanu Adrian. Da. După o lună am trimit prin poștă un răspuns în care îmi spun că eu am toată suprafața. Toată suprafața însemnând 5.000? 5.000, da. Semnat de Snagoveanu Adrian, secretarul primăriei și Daniel Marin. Ok, și de ce nu vin să bată niște țăruși, să facă un forțel de zărbat, să vă spună că sunt 5.000 de metri? Păi vedeți noastră, că nu este posibil. Vorbeam ca 4.452 egal 5.000. În situația în care m-au mutat, că m-au și mutat din locul în care eram, confortul lui. Haideți că n-am înțeles un lucru, sau poate nu am omis eu un aspect. Deci, acum o lună ați depus o adresă către Primăria Corbeanca. Primăria Corbeanca și vi s-a spus că aveți 5.000 de metri? Da. Actele îi contrazic. Păi, eliberate tot de ei. Acei 5.000 de metri care v-au confirmat că îi aveți pe hârtia. Dar sunt mutat din locul A în locul B, da? Deci mult mai încoace, unde nu am nici drum de acces. Prin bunăvoința lor. Păi, înseamnă că în afara faptului că v-au luat 4.400 și ceva de metri. M-au lăsat și fără drum de acces. Bonus v-a luat și drumul. Da, eu trebuie să-mi iau un elicopter să ajung pe terenul meu. Deci, aici sunt canale, da, în capătul ăsta canal, unde m-au împins ei. Înainte, când ne-au împroprietărit, pe spate era drum pe care l-au luat și să fie contribuție la lotul făcut pentru ei. Așa, eu ieșeam și în drumul principal, pe spate toată tarlaua avea un drum de 6 metri, dacă nu mă înșel, sau 4 metri. A dispărut în mandatul lui Tudor Dumitru, cu știrea sau cu neștirea dânsului, nu știu. Dar semnătura lui figurează pe toate actele. Și m-au lăsat și fără drum. Asta bonus. În afara faptului că m-au prejudiciat de 500 și ceva normal în Corbeanca ca să rămâi fără drum. Deci... Păi înseamnă că poate cei măsură din Corbeanca au considerat că se poluează foarte mult aerul, că sunt foarte multe mașini și o să vă cumpere la toți elicoptere. Da. N-am știut. Îmi trebuie și permis de pilot sau ceva de genul ăsta. Păi, poate îl cunoașteți pe domnul Siriac și vi-l dă pe lui. Am rău de înălțime, ce o să fac acum? Asta este. Tot domnul Siriac spunea că e atât de sărac încât nu-și permite doi piloți la un moment dat și uneori mai conduce el avionul. Da? E o soluție. Da? Deci poate vine domnul Sânzăreanu și învață și dânsul să piloteze și face dânsul un pic de, de Uber aviatic. Și drumul pescarului e luat și toate ce a fost pe acolo. Noi băteam drumurile alea. Să înțeleg că aceleași persoane de care v-ați lovit dumneavoastră, v-ați lovit și dumneavoastră în caravană. Da, pe ce s-au schimbat? Evident că sunt. Sunt aceleași persoane, aceleași. Este același stil, pentru aplicat, același stil, aceeași abordare. E cam de vreo 20 de ani aproximativ. Și aceeași abordare. Da. Ai aceeași abordare, adică ei, nu știu, te lasă să te păi descurci. Cum vedeți atunci... Să te duci în judecată, să stai vreo 20 de ani, 15 ani cum a stat... Sunt drum, multe drumuri dispărute. Închise, mai ales pe la Valea Scântii, pe la... Multe drumuri au dispărut. Ei nu le recunosc, da? Ei caută să spună că sunt în altă parte. Sunt pe hartă, drumuri care sunt pe hartă. O să verific și eu, o să mă documentez, să vedem că poate triunghiul Bermudelor a dispărut de unde era și a venit la Corbeanca. Da. Această hartă eliberată chiar de primăria Corbeanca, semnată de către ei. Da? Da, aici sunt niște drumuri și în inventarul comunei aceste drumuri evident că nu figurează. Deși există. Drumuri care sunt pe hartă. Da. Deși există fizic, sunt confirmate chiar de dânsii. Și le-ați adus în vedere acest aspect? Și nu de mult, în 2016. Le-ați adus da, în vedere? Da, le-am depus. Și justificarea lor? În primărie, justificarea lor este... Ce să spun, nu prea au justificare, tac din gură, sau dacă vorbesc, îmi spun că domnul secretar oprește răspunsurile și le modifică. Domnul adică ceea ce se eliberează de către un anumit serviciu Pantazi, din primărie, nu? Da, ceea ce se eliberează, răspunsul conceput de către oficialii din acel serviciu, din acel compartiment al primăriei, nu mai ajunge la mine. Și ei nu au curaj să-mi dea acel răspuns direct, da? Îl furnizează doar prin intermediul domnului secretar Romulus Cătălin Pantazi și domnul secretar se pare că modifică acele răspunsuri, extrage anumite părți, extrage hărțile. Eu n-am primit nicio hartă, deși am solicitat
de nenumărate ori, nu am primit nicio hartă eliberată de primăria Corbeanca în mod oficial. Absolut niciuna. Da, nu-l cunosc personal pe domnul Pantazi, dar am auzit numai lucruri de bine, în ghilimele, menționez, de bine în ghilimele. Aș vrea să vă cunosc personal și să-mi dați câteva lecții, dacă se poate. Și aveți posibilitatea să mai învățați și câțiva oameni, să ne spuneți și nouă cum reușiți să transformați această afacere administrativă într-o magie. Adică totul este de neconceput. Păi cum puteți, sau poate Corbeanca, pe o planșă, pe un plan cadastral, semnat, ștampilat, vizat de dumneavoastră, să treceți niște drumuri, că noi, să nu treceți niște drumuri, că nu există și realitatele se există, să aveți cunoștință de ele. Consider, o să vă dau și câteva nume. Da, consider că nesimțirea dumneavoastră, îmi asum ceea ce vreau să vă spun, consider că nesimțirea dumneavoastră este dusă la extrem. Profitați de vârsta care o aveți și în cadrul UAT-ului și de experiența, consider de proastă calitate pe care o aveți, atât cât vă permiteți să umiliți niște cetățeni care nu-și cer decât drepturile, nu v-au cerut nimic din buzunarul dumneavoastră, n-au cerut nimic din buzunarul UAT Corbeanca, dânșiși vor doar ceea ce este a lor de drept. Cum puteți să aveți un titlu de proprietate, aveți un cetățean în Corbeanca cu un titlu de proprietate, un schimb mare, negru, 5.000 de metri pătrați, după care ți-i dați o hârtie, să-i spuneți că terenul nu mai are 5.000 de metri pătrați, a intrat la apă, 4.452,22 de metri și mai mult de atât, nu se mai află nici măcar în locația știută de dânsul, a fost relocat. Știu că sunteți în măsură, cunoașteți sigur toate aceste mișmașuri, aveți cunoștință de ele, se pare că aceste probleme le-ați făcut și le-ați gestionat inclusiv cu domnul Valerică. Dânsul acum își petrece timpul acolo unde și-a dorit să ajungă, pentru că nu poți să ajungi acolo decât dacă dorești, să zicem așa. Și-a dorit cu atâta ardoare să ajungă încât a ajuns. Tot din cauza acestor genuri de situații. Dacă aveți ceva de ascuns, ar fi timpul și momentul să vă gândiți de două ori înainte să le ascundeți. Săptămâna viitoare am să vin la dumneavoastră, la primărie. O să încerc să am o audiență, o discuție la dumneavoastră, dacă ne puteți primi, împreună cu cetățenii din Corbeanca, care au curajul să vină, să expună situația. Și în fața camerei de la vederi, să ne explicați și nouă, și dânșilor, poate a mia oară, dar și a cetățenilor din Corbeanca care încă n-au ajuns la dumneavoastră, ori de frică, că știe că vor fi repercusiuni, ori de silă, că știe că bat drumul degeaba. Așa că, domnul Pantazi, vă rog eu frumos să luați de bun ceea ce vă transmit în acest moment. Ne vom vedea săptămâna viitoare la primăria Corbeanca. Ar fi ideal să ne vedem într-un cadru legal, organizat, într-o sală de ședință, unde să luăm parte și noi, ca instituție media, la discuția și justificările pe care trebuie să le aduceți acestor oameni. Dacă veți evita să faceți acest lucru, voi încerca să aplic regula acceptării tacite. Și atunci asta înseamnă că tot ceea ce dânsii au spus și noi vom scoate pe post și pe sticlă este adevărat și de necontestat. Și atunci va trebui să suportați și alte repercusiuni legale, desigur. Domnule Caramana, săptămâna viitoare sunteți disponibil să facem acțiunea aceasta? Sigur că da. Să încercăm să avem o discuție în fața camerei, cu hârtiile pe masă,
și să vedem cine minte, cine are dreptate. Sigur, eu întotdeauna am fost deschis și le-am adresat întrebările de rigoare, cu actele în spate, am venit întotdeauna cu dovezi, chiar dă și se contrazic de foarte multe. Odată spun că nu au planuri, după aia apar planuri semnate de dânși, eliberate, ștampilate. Odată spun că da, în locul X, la intersecția între Strada Teatrului și Paradisul Verde, există drumul D248/1 și chiar 103/1, canalul HC103, cum așa este. Da? Și după aia vin în alte documente, cum ar fi și inventarul Comunei Cornaca, în care drumul 103/1 nu apare. Adică eu ce să înțeleg aici? Odată da, odată nu. Și asta nu se întâmplă numai în cazul nostru al celor pe Strada Teatrului și în zona Paradisului Verde. Asta se întâmplă în toată Comuna Corbeanca. După cum ați văzut și la domnul Istodor este la fel. Odată are 5.000 de metri, odată are 4.500. Și la domnul Ștefan, după cum bine ați văzut, iarăși au fost probleme. A apărut. Știți ce vă întreb eu? De ce nu a fost modificarea asta în loc de 5.000 să aibă 6.000? Păi cel mai probabil... Păi nu le mai ieșea lor nimic. Cel mai probabil s-a luat de la toți câte puțin și s-a făcut la cineva mai mult. S-a format un nod al lor, pe numele lor. Deci la nivel de comună am acte care nu vedeți. Dovezi în acest sens? Adică se știe care este persoana care beneficiază de aceste suprafețe? Păi s-a și lăudat în fața mea vecinul tuturor că el a vândut terenul din Tarlaua 18 și a avut și el teren acolo și l-a vândut. Vecinul tuturor fiind domnul... Vali Ștefan. Păi, da. Administratorul care nu și nu figurează aici pe actele, pe unele acte, nu figurează nicăieri. Deși este administratorul... Păi asta se poate verifica dacă dânsul a vândut. Comunei nu a vândut. Trebuie să existe niște acte notariale. Mi-a spus în față, acolo am avut și eu teren și l-am vândut. Deci el mi-a spus, el mi-a confirmat, nu altul străin. Bine, asta e ușor de verificat, adică se poate dovedi dacă a avut și dacă a vândut. Vedeți că unele terenuri care și le-au însușit, le-au pus și pe alte lume din familie. În toate zonele se poate efectua, în toate zonele cu probleme, se poate cere o expertiză cadastrală judiciară, ceea ce primăria Corbean, care e fusă cu finanție, să facă fuca dracu de tămâie, de așa ceva. Ei scoate părtărețile dacă ei acceptă o expertiză cadastrală, ei scoate părtărețile la iveală. Din cauza asta ei păi, grăbesc, okay, ei grăbesc cadastru sistematic ca să le acopere cu lucrurile. Dacă nu acceptă această expertiză cadastrală, prin hotărâși de cătărească, printr-un proces de așa, pot fi obligați, da, să facă această expertiză. Asta și vrem să facem acum, să-i obligăm să facă, dar nu este normal. Ei sunt puși să apere interesele comunei, ei sunt puși să administreze drumurile, da, sunt obligați, nu e opțiune, nu e ceva la latitudinea lor să aleagă. Și ei nu fac asta, ei fug, absolut fug, ei nu administrează nimic, ei n-au spus cine administrează drumurile în comună, nu refuză să ne dea nume. Nimeni nu-și asumă nimic, nu-și asumă recepția drumurilor, nu-și asumă absolut nimic. Deci drumuri pe care le-au vândut refuză sunt pe hartă. Drumuri care sunt pe harta comune, ei le-au vândut, sunt închise. Înțeles. Dumneavoastră, domnule Ștudor, în momentul de față, la ora actuală, astăzi, 15-a 2023. În ce situație, cât ați avansat cu această problemă? În sus sau v-ați dus în jos? Jos. În jos. La DNA te trimite la buftă. Ați fost la DNA? Da. Am act aici, uitați ce am aici, tot. Bine, la DNA, în principiu, conform legii, orice cetățean poate ajunge. Am vrut să le dau mai multe probe. Ați depus un sesizare la DNA? Cu probe în spate? Tot. Dosarul a fost trimis prin poștă ca să mi-l primească. Îmi trimite răspuns că mi-l trimite spre soluționare la judecătoria Buftea. Asta când a fost? În ce perioadă? Aproximativ, nu trebuie să spuneți exact. 3 ani, 2 ani, 5 ani? Mai mult. Mai mult? Da. Circa 10 ani. 10 ani? 8-10 păi ani. Păi și atunci cei de la judecătoria Buftea nu au transmis nimic, nu v-au audiat? Ba da, m-au audiat. Nu m-a chemat nimeni, m-am dus eu la poliția Ilfov ca să... Nimeni nu mă cheamă, nu te... Și pe urmă mă trezesc cu un nuc dat de parchet. Asta a fost rezoluția? Fără să mă cheme, fără să nimic. Asta a fost rezoluția? Da. Nu m-a chemat nici nu nimic, nici n-au verificat nimic. Păi dacă verificau, făceau o verificare, constatau ce v-am spus eu aici, ce se vede pe acte. Păi și de ce n-ați contestat la acel moment decizia? Și cu cine te judeci? Cu morile de vânt? E clar că sunt pe mână. Păi, într-un fel, ați acceptat situația. Ne continuăm procedura legală. Sunt acoperiți.
E clar, altă concluzie nu poți să tragi. Am primit... Sistemul în sine... Nu funcționează. Așa a fost creat și așa funcționează. Se acoperă unul pe altul. Sunt instituții unde dacă te duci și la figurat, dai o palmă unuia din birou și sunt 10 inși în birou ăla, ai bătut de fapt jumate neam, odată, din acea palmă dată, la figurat vorbind. Sistemul, nu numai la noi, dar peste tot, cel puțin în Balcan, așa funcționează. Pe nepotisme, înțelegeri făcute pe genunchi, la o bere, la o discuție, nu primează interesul celorlalți, decât cetățeanul. Al lor. Da? Interesul cetățeanului este ultimul lucru la care ei se gândesc. Să ne arate când m-au audiat și pe mine. Păi nu era normal să mă cheme. Dom'le, ce s-a întâmplat? Explica aici ce-i cu astea, dacă noi nu le înțelegem. Ce-i cu aptele astea? De ce le-ai trimis la noi? Ok, pe și nu v-ați gândit să reluați această procedură? Să faceți o... Ba da, acum o să facem o asociație. Asta vreau să spun, să depuneți o plângere comună la DNA. Da. Cu dovezi foarte bine. Fiind prejudiciu mai mare, sunt obligați să ne primească. Nu știu dacă neapărat prejudiciu contează ca valoare, contează fapta la DNA. Dar sfatul meu este că acesta. Dacă vă constituiți într-o asociație și depuneți această sesizare la DNA, să aveți în spate și o persoană competentă, în special un avocat specializat pe cerul acesta, e de ajuns și unul bun. Da? În momentul de față, care să vă susțină cauza și să vă reprezinte acolo. Există posibilitatea de 90% ca acel dosar și această sesizare care o depuneți la DNA să ajungă iarăși la parchet. Aici intervine, de fapt, procedura este legală, pentru că sunt anumite situații în care DNA-ul nu poate, nu e de competența lor anumite probleme de acolo, care nu sunt dovedite. Trebuie să ajungă la parchet, iar rolul parchetului este să investigheze și să retrimite înapoi pentru redistribuire aleatorie către un procuror de caz de la DNA. Asta este procedura. Dar aici intervine legalitatea actelor dumneavoastră și avocatul care să știe foarte bine acest aspect, adică care a mai fost tăvălit prin aceste situații. Pentru că dacă nu este specializat pe genul ăsta de spețe, și pe el îl pachetează ca și pe dumneavoastră. Nu puteți trimite un avocat de divorțuri la un caz de genul ăsta. Sau un avocat de... Nu, vă trebuie un avocat pe administrativ, pe probleme administrative, pe codul administrativ, care să cunoască foarte bine legea, corelat cu partea penală. Toate actele care le am sunt ștampilate și semnate. Deci nu e nimic... Ele care trebuie nu poate fi luate, etichetate, catalogate, puse în ordinea în care au fost emise și dispuse, făcut un dosar ca la carte, avocatul știe ce și cum. Și răspunsurile parchetului le-am, și răspunsurile poliției le-am, și răspunsurile DNA-ului le-am, tot am. Deci am totul oprit, uitați-le aici. Văd, e un braț de documente, dar în momentul de față... Și răspunsurile primăriei sunt aici. Situația este așa. Ați avut 5.000 de metri de teren, aveți 4.452 și un draft de acte și multe bătăi de cap. Asta aveți dumneavoastră în momentul de față. 4 lucruri. Urmează să aveți și al 5-lea lucru. Următorul pas este ceea ce am discutat. Țineți-vă de pasul ăsta, pe cale legală, dar făcută cu oameni competenți. Menționez că în Constituție scrie că încălcarea proprietății private este faptă care nu se prescrie. Da. Lucru de care parchetul Buftea n-a ținut cont. Păi da, dar nu a fost dovedită încălcarea proprietății. Așa, n-au vrut să dovedească. De asta nu... S-a făcut expertiză că n-au vrut. N-au vrut să dovedească. Unu. Și primul proprietar pus în posesie rămâne proprietar. Iar în aceeași lege. Da. Așa. Ceea ce la noi în țară nu se aplică. Dacă... Sau cel puțin la nivel de Ilfov. Dacă veți continua și insista, eu zic că veți avea reușită dacă aveți oamenii potriviți lângă dumneavoastră. Așa este peste tot. Dacă ai omul potrivit, și pentru dumneavoastră omul potrivit înseamnă un avocat sau doi specializați pe aceste tipuri de... Păi o să punem mai mulți, că suntem mai multe persoane prejudiciate, o să formăm asociația respectivă și plecăm de la DNA. Eu zic să considerați un moment zero, următoarea etapă, și de la constituirea acestei asociații care spuneți, încercați să uitați momentele alea, pentru că alea nu mai au valoare în momentul ăsta. Multe sunt prescrise, nu mai aveți
Sunt situații care sunt închise. Ar trebui NUP. Încălcarea proprietății private încălcarea este faptă care nu se prescrie. Păi nu se prescrie, dar trebuie dovedită. Și dacă nu este dovedită printr-o hârtie... Asta dovedesc. Dacă ar fi să... Și cu cei la dumneavoastră. Transmiteți un mesaj către cetățenii din Corbeanca, care au aceeași problemă ca așa dumneavoastră. Ce le-ați transmite? Să ne contacteze. Considerați că acolo sunt cetățenii din Corbeanca. Să ne contacteze pe mine sau pe domnul Dorel Caravană. Să se înscrie cu noi să formăm asociația. Să depunem plângeri de la DNA direct. Sunt plătiți ca să lucreze. Sunt plătiți din banii publici. Banii noștri. Și să dăm drumul, să demarăm, să demascăm hoții și infractorii din primăria Corbeanca. Toată comuna știe care sunt. Toți cei prejudiciații știe care sunt. Trebuie să-i demascăm, să-i arătăm. Da. Păi... Și justiția să-și facă treaba și poliția. Justiția... Dacă e să facem o comparație, și cu ce are Antonie Micopil față de ăștia care au făcut furturile astea. Da, vă trebuie dovedite, da? Deci ăștia trebuie luați, ăștia au prejudiciu mare. Nu vă contest afirmațiile, dar trebuie dovedite și de o parte și de alta, așa este corect și normal. Rămâne să încercăm să facem demersul ăsta către domnul Pantazi și săptămâna viitoare să avem o discuție împreună cu dânsul, în fața camerei, nu era cu actele pe masă. Secretar atunci, era secretara Georgeta, nu mai știu. Nu, dar va trebui cu domnul Pantazi, pentru că dânsul fiind secretar în momentul de față, chiar dacă nu a fost atunci, a trebuit să ia deciziile care trebuie din postura de secretar. Iar acele informații nu sunt secrete de stat, care în perioada în care el nu a fost, sunt documente publice. Sunt proprietari. Există o arhivă, există, da? Unde se poate face toată treaba asta. Domnul Caravană, revenind la situația dumneavoastră pentru care am discutat, rămâneți să așteptăm, sper să concretizați acea lucrare de utilitate, acel racord la gaze. Rămâneți să vedem, să aflăm și noi când ne vom duce la Corbeanca și să sperăm că vom sta de vorbă cu domnul Pantazi, câte răspunsuri ați mai primit la cele 20 ceva de sesizări între timp, dar răspunsuri, nu bifate că a ajuns. Da? Nu aș vrea să-mi prezentați niște sesizări depuse cu număr de înregistrare. Nu mi-am depus. Răspunsuri tot cu număr de înregistrare. Adresate cu punct și virgulă. Sunt răspunsuri adresate, dar sunt incomplete. O să vă convingeți, ei asta încearcă să bifeze. După cum nu va trebui... Și nu încearcă să rezolve, și nu și apără... Așa cum a văzut și am dovedit, eu încerc să fac tot posibilul unde constat că au fost încălcate niște drepturi, să mă implic și să susțin cu toată lumea. Atâta timp cât adevărul este de partea lor. Vreau să mai adaug ceva. Da. Sunt cetățeni din anturajul lor care au fost împroprietăriți de două ori, folosindu-se de coincidența de nume și de împroprietărirea cu inițială și fără inițială. Se poate verifica și asta. Eu știu anumite nume, le pot da procurorilor, dar n-au fost interesați de cazul Corbeanca. Nu, se pare că chiar e ocolit, adică în afara faptului că nu s-a ajuns la niciun rezultat, să spunem, nu se vede o anchetă, nu se vede că domnul procuror, eu nu spun că nu fac, dar nu se vede. O anchetă începe în primul rând cu audierea celorlalți implicați. Nu se vrea. Și analiza documentelor. Păi dacă nimeni nu a fost audiat după ani de zile, vorbim de ani, nu de luni, eu ce să înțeleg? Da. Corect. Da, v-am spus, adică adevărul este. Asta este și motivul pentru care împreună, alături de noastră, încerc să aflu și eu toate de sub toate limoaștele. Consider și eu că este o ilegalitate, consider că este o încălcare a drepturilor din Constituție, în primul rând, făcând aluzie la situația dumneavoastră, da? Cu dreptul de proprietate. Da? Din punct de vedere administrativ, la dumneavoastră, clar, sunt încălcate toate. Nu s-a respectat nimic de acolo și nicio cutumă și nici nu s-a dat dovadă de înțelegere și măcar de colaborare, în acest sens, de reglare a situației.
că sunt mai mult ca sigur că dacă constatați că exista o implicare și dorință din partea lor de așa, nu se ajungea până în stadiul ăsta. Că greșeli trebuie să le acceptăm. Că oamenii poate și greșesc și intenționale. Au foarte multe greșeli, la vorbea că sunt făcute și intenționale. Dar sunt și greșeli care au apărut fără intenție. Prin lipsa de implicare... Așa cum am mai spus, sunt și persoane care nu putem să le băgăm în aceeași oară cu cei care au greșit la modul ăsta. Nu trebuie să arătăm cu degetul pe... Evident, noi putem băga pe toți. Tocmai de-aia, haideți să facem o expertiză cadastrală, să vedem ce concluzii să trag în urma expertizei cadastrale. De expertiza să fie făcută nu cu cadastristul primăriei. Un cadastrist, expertă externă, acceptați de către ambele părți, da, cel mai bine. Un expert judiciar, da, făcut ca la, ca la carte. Dar, și atunci, m-am spus, dacă ei nu acceptă, nu au solicitatul legal prin tribunal. Și atunci va trebui făcută. Când mi-au dat răspunsul, ăla în care am 5.000 de metri ultima oară acum, vedeți da, clar, da, pe am văzut, dar acum iar vă spune că aveți 5.000 de metri. Așa că mi-au dat răspunsul, ce îmi propune de față cu Daniel Marin, secretarul și nu mai știu cine era, și primarul, să fac, da, Zlagoveanu, primarul interimar. Propunem o măsurătoare cu cadastristul primăriei. Stați cu minți că am făcut-o eu de două ori și vă contrazice. Le-am închis gura. Deci când au auzit că le-am făcut măsurătoarea și că sunt cu un pas înaintea lor, le-am închis gura. Deci dovedește clar furtul. Am înțeles. În regulă. Și că ne închide calea spre informații. Ne dau răspunsuri false, ne mint, prin hârtii. Deci nici măcar nu se pun la curent și vedeți unul dă hârtiile într-un fel, unul într-un fel. Da, pentru că există o lipsă de comunicare între dânsii și... Între infractori. Deocamdată nu pot să le spun infractori, nu sunt dovediți, atât că sunt în libertate, înseamnă că nu sunt infractori, conform legii. Da? Mă rog. Nu pot să-i spun. Pentru că știți foarte bine și... Un individ acum, dacă este și lovește pe cineva cu mașina, până la să dovedi că este vinovat, nu este considerat infractor. Asta nu le dați idei, cine știe. Da? Ok, în regulă. Bine, haideți să încheiem astăzi aici această discuție. Sinteza este că am hotărât de comun acord să ne întâlnim în Corbeanca, săptămâna viitoare, la primărie. Chiar dacă nu vom fi primiți în primărie și nu vom avea accesul și posibilitatea să discutăm, vom discuta în fața primăriei, pe domeniul public, vom face acolo o intervenție, eventual o emisiune în aer liber, dacă ne permite timpul. Poate vom avea și câțiva cetățeni din zonă care vor avea și ei ceva de spus. Sunt bineveniți, își pot exprima părerea și să vedem cum... Care au probleme să vin... această întâlnire și să-și expună problemele pe care o să anunțăm cu o zi înainte și noi. V-aș ruga și așa dumneavoastră momentul în care noi vom distribui această intenție, data și ora, să anunțați și dumneavoastră cetățenii care poate nu au toți pagini de socializare, poate sunt și persoane în vârstă, nu știu, dar ar fi bine să știe și ei de această întâlnire. Au fost cel mai ușor de jefuit. Vor trebui să țină cont că nu vom veni să facem scandaluri, nu vom face meeting-uri, nu vom face nimic, va fi doar o dezbatere care inițial vrem să fie în cadrul primăriei, într-o sală, unde se poate, într-un mod organizat, în mod civilizat, cu hârtiile pe masă, să încercăm să vedem cine minte și cine spune adevărul. Nu suntem noi judecători să dăm definitiv această rezoluție, dar poate împreună vom constata și vom vedea greșelile, intenționate sau neintenționate. Eu vă mulțumesc frumos pentru prezență. Eu vă aștept oricând în emisiune, când vom avea noutăți, hârtii și documente. Așteptăm să filmați drumurile care sunt vândute și închise. Vom veni și vom face și un reportaj legat de genul acesta și vom merge mai departe. Pe lângă dumneavoastră mai sunt și alte persoane din alte localități din Ilfov care și dânsii ne așteaptă cu interes să mergem să încercăm să ajutăm, să expunem, să facem publică situația lor, pentru că se pare că suntem cam singurii care ne permitem luxul, cu ghilimele de rigoare, să prezentăm realitatea așa cum este, nemascată, netrucată,
Vreau să menționez că sunteți singurul care ați răspuns cererilor noastre. Am făcut demersuri de-a lungul timpului la diverse ziare, diverse televiziuni, care nici nu s-au închisit să întrebe, să răspundă măcar demersurilor noastre. Pentru că noi trebuie să ne axăm pe interesul local, iar eu când spun interes local, pentru mine nu înseamnă doar Buftea, înseamnă Ilfovul. Eu sunt născut în orașul Buftea, județul Ilfov. Pentru mine nu înseamnă că aș vrea să mă adresez, nu, doar Buftelor și județului Ilfov. Drept urmare, avem foarte multe solicitări pe diferite cazuri și spețe, pe care încercăm să le punem și pe ele în valoare, să le expunem în limita timpului disponibil. Perioada aceasta a fost o perioadă de concedii în care ne-am limitat la 3-4 cazuri, dar promitem că începând de la 1 octombrie încolo vom vizita Ilfovul și vom încerca să-i ajutăm. Noi vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dar vom reveni după o scurtă pauză cu un alt caz, un alt domn din Corbeanca, dar comuna Corbeanca, dar statul Tamaș. Are și dânsul o problemă. Încercăm să-l ascultăm, să vedem și unde este și problema dânsului și dacă putem să-l ajutăm cu un sfat sau să-l direcționăm către o instituție abilitată, o vom face cu toată plăcerea. Revenim după pauză. Am revenit, dragi prieteni, așa cum am spus și înainte de pauză, cu o altă situație, o altă problemă a unui cetățean din comuna Corbeanca, statul Tamaș. Se pare că Corbeanca este o pepinieră de probleme, o pepinieră care încă generează, încă creează și mai rău de atât, susține aceste probleme, în loc să le rezolve. Totul se plimbă pe o hârtie, dintr-un birou în altul, asta în cel mai fericit caz, dar în general constatăm că hârtiile zac pe un birou sau într-un sertar și poate cu puțin noroc pentru ei ajung direct la coșul de gunoi. Tot mai multe situații de genul acesta, așa cum am spus și în începutul ediției din această seară, se regăsesc în multe comune din Ilfov. E un lucru foarte rău, foarte deplorabil. Una peste alta. Am revenit în această seară și cu domnul Stănciulescu Petrică, un cetățean din Corbeanca, satul Tamaș. Și dânsul s-a lovit de un zid, pentru că tocmai de aceea ne numim și noi această emisiune În spatele zidului. Încercăm să scoatem în față, să vedem lucrurile care se ascund în spatele acestui zid artificial, la figurat vorbind, creat de instituțiile statului, în speță de OAT-urile locale și tot ce înseamnă mai sus de OAT. Bine ați venit, domnul Stănciulescu! Bine v-am găsit! Pentru prima dată în platoul nostru. Pentru prima dată, da.
Sunt un locuitor al comunii Corbeanca, sau Tamaș, și auzind-o dumneavoastră și demisiunea noastră, poate o speranță, o lumină, să putem rezolva și noi în cazul nostru care îl avem în, în speță, un teren. Noi încercăm să ajutăm, nu da. Garantăm și nu niciodată nu vom da. Putea garanta că noi vom ajuta, dar încercăm să fim interfața dumneavoastră cu publicul, cu oamenii, cu da. Comunitatea, să vadă cât mai multă lume da. Aceste probleme. Și în speranța că voi fi auzit, în ce poveste avea? Așa, sunt un cetățean care are o suprafață de teren, care a fost pus în posesie conform legii 18.1991 până la constituirea dreptului de proprietate și n-am exercitat dreptul de proprietate și de posesie a acelui teren, netulburat de nimeni, de niciun vecin, până în anul 2008. Din anul 2008 au început problemele. Adică... Ce mai exact? Ce problemă? Mai exact, terenurile din Tarlaua, adică nu numai al meu, țin să precizez lucrul acesta, și al vecinilor mei și celor care sunt în Tarlaua 108, am fost pur și simplu translatați cu 40 de metri față de poziția prin care noi am fost puși în posesie și n-am exercitat dreptul de proprietate până din 1991 până în 2008. În 2008 am fost tulburat pur și simplu de posesie. Cum? Au început să se dea autorizație de construcții și discutam cu vecinii care, domnule, nu mai e pământul dumneata aici unde l-ai muncit ani de zile, care l-a avut bunicii, străbunicii și avem și elemente de identificare, avem livezi, pruni, livezi de pruni, pardon. Aveați repere. Viță de vie și multe alte repere prin care, printr-o explicație a cadastritului primăriei Corbeanca, care s-a spus, doamne, a vecinii mele, i s-a spus că i-a făcut mai târziu, adică nu mai târziu, în 2005-2006, la o confruntare cu dânsul, cu domnul cadastrit, s-a spus că erau iarnă și n-a văzut via. Așa de mare a fost zăpada? Da. În 2008? Da. Cât via? Cât arace de via? Cât arace de via? Dom'le, trăiți în Elveția? Acolo mai... Cred că da, nu știu. Austria? La schi, ceva? Da. Ok, da, continuați. Da, mă amuză un pic că cum poți afirma că a fost, asta e o justificare de tot râsul. Cum poți să vii să vinzi o asemenea gogoașă, să spui că n-ai văzut și, via da, și, o, și o altă, din cauza zăpezii? Și altă explicație care tot ne-o dă, mi se spune, domne, este vina celuilalt cadastrit, pentru că la primăria Corbeanca au fost până acum, ce știu eu, doi cadastriți. El când a venit, în 2008, când am avut problema, nu mai era cadastristul care am făcut și noi cadastru cu el, domnul Codeanu Florin. Cu el am făcut cadastru și cu el am discutat despre cadastru. Și acum el a zis că nu mai e, domnul Codeanu Florin, a zis, domnule, am fost cu dumneavoastră, ți-am plătit un ban. Mi-a arătat de acolo până acolo, pur și simplu am bornat. Da, domnule. Și ce se întâmplă acum? De ce suntem tulburați în posesia noastră așa cum am fost pus și în posesie? Doar pentru că pur și simplu s-a schimbat punctele de reper și s-a refăcut planul parcelar. Păi cum așa, pur și simplu? Cum se poate face așa ceva? Deci să înțeleg că această strămutare a terenului s-a produs exact ca un efect de domino. Nu doar dumneavoastră, inclusiv da. Vecinii dumneavoastră. Inclusiv, da. Toți sunt translatați. Câți vecini sunt? Deci sunt patru vecini. Patru vecini. Cu suprafețele aferente de teren. Cu suprafețele aferente. Da, da. Și dânsii au făcut ceva în acest sens? Întotdeauna, toți am colaborat și am făcut sesizări. Ați făcut front comun. Front comun, sesizări la primărie, pentru că putem folosi front, că aveți deja un război acolo. Întotdeauna front comun am făcut. Întotdeauna.
Deci nu am fost separat. Dom'le, nu, pentru că s-au văzut că oamenii nu sunt numai eu nedreptății. E și vecinul și vecinul pentru care v-am spus încă o dată, au puncte de repere, au vii, au livezi. Acolo sunt unii oameni care, dom'le, i l-au luat comuniștii pe vremea comuniștii terenului, dar tot acolo li s-a dat pentru că acolo era... Acolo a avut. Acolo a avut, exact. Ok, deci, haideți să continuăm mai departe. Cum a evoluat? Dom'le, am făcut sesizări, petiții la primărie, ceea ce mi se părea normal. Și da, mi-am pus speranța, de-aia și m-am spus că de 2018, poate oamenii nici pentru că nu dar din 2008 și până acum, de ce, Doamne iartă-mă, n-ai acționat în judecată sau de ce n-ai făcut, eu știu, reclamații la primărie? De ce? Pentru că sunt interese foarte mari în zonă și întotdeauna ei nu ne-au spus de la primărie, de ce să mint? Nu ne-au spus că, Doamne, nu vă rezolvăm. Au zis că rezolvă, dar în spate, aflând după un anumit timp, se lucrau altfel. Ei urmau cursul lor, burnau, le dau parcele, le dau autorizații de construcții, dau tot ce trebuie, adică pe sumână, pe sumasă, cum să vă spun eu. Dom'le, ai acolo că am interes mai mare, o parte de asta, în special imobiliare, să construiesc cartiere, să construiesc, da, dom'le, mai încolo, că nu ce-i nimica. Și să ne facem noi treaba. Ceea ce nu înțelege, asta mi s-a spus și de la primărie și de la OCPI, s-a spus, dom'le, dar nu ești mulțumit că ai terenul? Adică că am suprafața întreagă, dar ți l-a deplasat cu 40 de metri iar mai departe. Să fii mulțumit. Adică v-a făcut în bine. Adică mi-a făcut în bine, să fii mulțumit. Dar nu v-a fost rușine să-l trageți de urechi? Cum să-i spuneți asta? Cum să spuneți asta? E bine, dom'le, așa. Chiar la OCPI, și încă o precizare, în ultimul timp, văzând, eu vorbesc cu dumneavoastră, că vorbesc, întotdeauna am avut pe cineva cu mine. Am luat și un marker. Ca să nu fiu, adică să mi se spune, n-ai vorbit mă așa. Sau n-ai zis așa. Da, să aveți o... Să avem o confirmare. O mărturie, o confirmare, da, a situației. Da. A situației respective între care apare. Bun. Și mai departe. Mai departe. Odise. Tone, am făcut NISA, după multe petiții, sesizări, am fost chemat la primărie, toți proprietari. În speță ei și-au recunoscut chestia. Da, domnule, într-adevăr, ai fost pus în posesie în 1991, în poziția care ai beneficiat, l-ai lucrat până în 2008, dar apoi, uite, domnule, că s-a mutat ca primărie. M-am mutat mai încolo, mai... Și am zis, asta nu se mai poate repara acum. Nu mai aveți cum să reparați chestia asta. Hai să găsim alte soluții. Și bineînțeles, stăteam după soluțiile lor. Adică, și nu-i întreba, dom'le, ce soluții? Ziceau, să pună altfel terenul rămas, adică terenul, să pună altfel terenul, ca să ne dea într-o parte, să ne dea așa, așa. Bineînțeles că și ziceau, dom'le, primăria o să plătească toate lucrurile acestea, toate cadastrele, refacerea cadastrelor, mă rog, refacerea planului parcelar și... Nu, promisiunea nu costă pentru ei. Promisiunea nu costă, dar tot ce... Nu redactate de tipar, că așa se face la primărie la Cormac, procesele verbale care am avut întâlnire și toate întâlnirile care le-am pus să redacteze și scrise... Da, ștampilate și validate. Și fiecare cu semnătura. Da. Da. Bun. Ultimul timp am fost din nou la OCPI. Mi-am rămas cu un gust amar. Pentru că mi s-a spus că ei, nu știu, am spus, nu știu ce rost, adică nu-ți poate că nu înțeleg eu ce rost are agențiile astea. Pentru că mi s-a spus, domnule, OCPI-ul este ca un fel de bază de date, doar. Nu putem noi să trecem peste ce decid primările din comuna dumneavoastră. Au dreptate, aici da, au dreptate. Asta este statutul lor, asta este rolul lor. Da, asta e rolul lor. Da. Păi, doamnă director, vă supărați, au emis niște autorizații de construcții. Și tot în răspunsul noastră, în 2008, mi s-a spus clar că este suprapune. Spicuind și eu în legea cadastrului, spune clar că nu se poate emite autorizații sau autorizație de construcții atunci când există suprapune între teren.
Din punct și apoi, tot doamna directoare mi s-a spus, domnule, nu este, nu, cadastristul, pardon, mi-a spus, domnule, nu este suprapunere. Cu toate că de la OCP mi se spune clar că este suprapunere, OCP nu e translație. Păi și asta ce înseamnă? Asta înseamnă că ești mutat mai încolo. Bun, bun, dar și ce înseamnă asta? Păi că a zis că el nu știe, că de fapt în zona aia pe Tarlaua 108, în ultima confruntare care am avut-o cu dâns și înainte să vin la dumneavoastră, ne-am luat, adică am fost în toate formele posibile de a rezolva această situație. Și vă repet încă o dată, nu puteam să aduc pe toți proprietarii. Și proprietarii respectivi, i-am informat și pe dinșii despre situație și mi s-a spus că nici el nu înțelege situația care este la noi creată, pentru că acolo a fost teren mai mult decât era în Tarla. Bine. Și acum până la primărie, dar nu am acte, nu am așa. La nivel local, da. Știți și dumneavoastră că unde e un fum, ceva, există un foc. Nu există fum fără foc. Exact. Asta am vrut să spun. E, ca bârfă, era bârfă. E chiar, ăsta cred că e lucru adevărat. Proprietarul din partea de nord a proprietății mele, având un alt teren în altă parte, l-a lipit. Și normal că l-am decalat pe tot, toată tarlaua a decalat, ce interes a fost, nu știu. Da, eu picuiesc așa și cred că știu ce interes au fost. Ne-a deplasat pe toți cu terenurile. Toți. Mai exact cu 40 de metri? 40 de metri liniar, față de poziția terenului. Care este dezavantajul de care v-ați lovit acum prin această mutare? Dezavantajul nostru a fost că pur și simplu noi ani de zile n-am putut, eu unul, n-am putut să cultiv terenul. Pentru că nu știam valcui. În 2008 n-am mai putut. Vă așteptați să apară cineva să spună, păi al meu, de ce e al meu? De ce ai venit aici? Conform actelor, așa vine. Ce suprafață aveți acolo? 4.321 de metri pătrați. Da. Care spunea, cultivam porumb, cultivam floarea soarelui, cele alea dintre astea. Cu boom-ul imobiliar și ce a devenit în 2008 încoace, au început să apare vile, case, mă rog, ce. Dar eu am mers pe idee, băi, eu să nu vând. Așa am mers pe idee. Doamne, vreau să luați la copii, să rămână ceva. Da, și copiii să decidă ei pe viitor. Ce decide ei pe viitor ce vreau să facă? Eu știu ce... Ce vor ei? Ce răspunsul aveți de la primărie? Înscris, nu? Răspunsul de la primărie înscris recunoaște... Da. Deci recunoaște situația? Da, situația. Sunt și ei nedumeriți de situația creată, adică... Păi da, dar nedumerirea nu rezolvă problema. Da. Și că sunt... translatat 40 de metri liniari față de... Asta știam și eu, adică am constatat și eu. Da, motivul real. Motivul real asta... Trebuie să există un motiv. Exact. Asta am întrebat și eu în petițiile mele, care le-am pus, ultimele două petiții, mă rog, cu un ordin registrator, tot așa, domne, autoritățile locale au dreptul de a face acest lucru și dacă au dreptul să facă acest lucru, să mă mute pe mine dintr-un loc în altul, în baza cărei legi? Nu mi s-a dat răspuns nici acum. Acum cât timp ați depus această solicitare? Deci, acum două luni. Acum două luni? Da. În adresa cui ați făcut această... La adresa primăriei. În adresa primăriei? Ok, către primărie, spre știința lui... Pe știința la Registrul Agricol, da, și la primarul care și viceprimarul cu atribuțiile primarului. Da, în momentul ăla, atunci mai de mult nu era, nu știu, nu era atribuție de primar. Păi, acum, dacă e vorba de acum două luni, avea atribuție. Avea? Da. Pentru că el nu mai este de prin mai. Adică din mai nu a mai fost. Anton Valer, da? Chiar nu știu. Deci iunie, iulie, august, septembrie.
Sunt patru luni. Ați încercat să discutați cu Adrian Snapoveanu? Da, păi, da, am fost în ședință la fond funciar, da, am fost în ședință la fond funciar, tot așa cu persoana altă, persoană lângă mine. Și e răspunsul? Răspunsul a spus că nu poate să-mi dea un răspuns acum, da, la situația asta, că să mă aștept la răspuns, că mai durează puțin, adică în baza răspunsul, acela... să fim corecți, răspunsul nu vi-l putea da el în momentul ăla. N-avea cum, nu corect. Avea cum, e logic aici, răspunsul trebuie să fie de altceva. Dar spre surprinderea mea ce... Poate să vă confirme și domnul secretar, cu unii părmeca. Da? Spre surprinderea mea, atunci în ședință, când am fost de fond funciar și ne-a primit, mă rog, buzoanțele necesare, mi s-a spus că el nu știa de situația asta. Din 2008 până acum. Păi dacă nimeni nu a... Știți cum se spune? Dacă copilul nu cere... Păi da, dar am fost trimese de către OCPI și modul de rezolvare, dar nu numai atât, și de către ANCPI. Și l-au spus clar acolo. Dom'le, terenurile astea se suprapun și sunt niște terenuri aici care nu prea este ok ce se întâmplă cu ele. Ați trecut de etapa asta, ați depus sesizarea la primărie. Da. Au trecut două luni, nu ați primit nimic. Da, niciun răspuns. Am... De ce ați așteptat două luni și după v-ați dus la 31-a zi să cereți un răspuns oficial? De ce nu s-a răspuns în termen? Dom'le, sincer să vă spun... Și să depuneți o altă notificare în care ei sunt obligați să vă răspundă în 15 zile. Sincer, merg pe buna credință a omului cu bunul simț și omului de la țară prin care... Trebuie, mă aștept, hai, poate nu au avut timp oamenii, poate și situația creată acum, așa, da. Eu știu. Dar, înainte, adică am vrut prima dată să expun situația noastră și apoi mă duc din nou și poate și cu ajutorul dumneavoastră, dacă ne veți vizita. Da, v-am vizitat. Vom cere împreună. Trecută, dar vom cere, face o vizită vom cere împreună și la și răspunsuri, și răspunsurile la... Foarte multe alte sesizări și petiții pe care le-am făcut și care nu le-am văzut nici în ziua dată. Ce-am aflat și eu și ce-am, așa cum am spicuit puțin de legea cadastrului și m-am spus, domnule, nu se poate da autorizări atunci când există suprapunere. Acum nu era interesant, nu e meseria mea de legiuitor sau să... Mi s-a spus că conform codului administrativ... Da, codul administrativ, da. Da, o să dau o judecată. Dacă nu... Da. Dar se pare absurd. Adică, dom'le, dumneata ai fost ales acolo în funcția asta de conducere a primării să ne rezolvi cazurile create, problemele care le avem al omului. De... Și tu ai o atitudine dintre asta sfidătoare. Îmi spune postul. Pentru că, încă o dată vă spun, în spatele lucrurilor care mi le-am expus înainte, domne, familiile respective sunt, se creează o anumită dramă. Oamenii în vârstă, și eu sunt la o anumită vârstă, dar mai în vârstă decât mine, nu înțeleg, domne, dacă zice, domne, acolo a fost terenul mama lui tata, cum să mă dea de acolo? Și să mă înlăvesc. Da, ei, așa cred eu, așa intuiesc eu, că să cred un pic nedreptățiți de dumneavoastră, pentru un simplu fapt. Dom'le, după ce că i-am dat aceea suprafață, da, domnule, așa. Mai și comentează. Mai și comentează. Cam așa cred eu că este abordarea, așa o văd personal. Dacă greșesc, eu așa cred că ei gândesc în momentul acesta. Dau informații frântate. Adică, de ce vă spun așa? Domnule, m-am dus, am întrebat la domnul cadastrist, acum nu știu. Am înțeles și eu, bă, nene, care contract de prestări pe servicii, cu primăria respectivă, că nu are, nu mai știu, eu știam că nu are și că el, de fapt, acum nu știu ce să spun. Dar să uita că la zef, domnule, ce e din primărie de acolo. Să vedem, tu ești ales de mine și puși de noi. El e o firmă, un PFA sau ce o fi, ce... Așa că le colaborează cu primăria. Da, un colaborator extern. Care colaborează? Prestator de servicii de cadastru. Deci am înțeles bine, am intuit bine ceea ce spun, da? Bun. Păi și cum faci tu ce vrei? Modifici tu ce vrei? Pentru că și de aici mă întreb și am o întrebare așa personală, poate. Dumneavoastră puteți să-mi dați un răspuns. Cum se poate, domnule, cum să mai am eu credere în cadastriști?
dacă cadastristul, care mi-a făcut primul cadastru, că eu n-am făcut cu cadastristul de la Corbanca, am făcut cu alt cadastrist, ceea ce permite legea. Și mi s-a spus, mi-a spus, du-te nene, tu ai de aici până aici, ăsta e terenul tău, da, domn, cu vecinii alături, n-am fost cu nimeni întâlburat. Și fiind acum în 2008 cadastru, schimbă planul parcelar, da? Nu mai ești, mă, tu acolo. Așa poate să vină orice cadastrist, vă întreb, da, să poate să facă orice. Da. Poate să vină și să facă. Se bazează pe neștiința oamenilor și pe faptul că mulți dintre ei consideră că au în spate conducătorii locali, edilii locali și nu îi prea interesează pe ei. Da. Pentru că, în primul rând, vor răspunde nu neapărat cadastristul, cât cei care l-au pus să facă acel cadastru și au semnat niște documente. Da. Da? Și atunci, dacă încă o întrebare... Sigur. Dom'le, înseamnă că eu nu mai sunt sigur pe proprietatea, dar pe casa mea pe care o am acum? În momentul de față, sunt sigur pe acea proprietate care, cu bunăvoința OAT-ului, o aveți întreagă, da, și nu ca situația de mai înainte, în care concetățenii, vecinii dumneavoastră, din Paradisul Verde, nu mai au teren. Au avut 5.000, au rămas cu 4.452 de metri. Dumneavoastră ați rămas și cu tot terenul, doar puțin mutat mai încolo, că a bătut vântul mai tare. Da, și a înclinat puțin pământ. Cam asta ar fi. Care ar fi următorul dumneavoastră pas? La ce vă așteptați în continuare? Ce așteptări aveți din momentul ăsta în care sunteți cu situația asta? Ce așteptări aveți de la OAT? Aștept răspunsul la, v-am spus, la cerere care să spună, să-mi spune, doamne, în baza cărei, dacă au dreptul, dacă nu au dreptul, în baza cărei legi. Și apoi nu am dus să mă, decât să mă duc la instituții de abilitate, eu știu, la judecătorie, sau la parchet, sau dacă se consideră că fapta este de speță penală. Da. Dacă este, dacă nu, da. Sper și cu toate să vă spun că acum nu știu dacă... Nu prea am încredere, sincer, eu. Poate greșesc. Eu vorbesc despre mine. Da, în prisma acestui s-a întâmplat, e logic să aveți încredere. N-am încredere în instituțiile statului în general, trăind în România. Da, ăsta e un aspect foarte urât, dezagreabil chiar, să nu am ajuns să nu avem încredere în instituțiile statului. Da. Un stat trebuie să funcționeze după reguli. Asta am spus și eu și... Un stat democratic. Atât că nu se respectă niște reguli, totul devine o anarhie. Dacă fiecare face ce vrea după cum îl taie capul, nu mai se numește stat democratic. Nu mai există nimic. Și se pare că, cel puțin pe cale administrativă, ne îndreptăm ușor-ușor către acest aspect. Aspect, ăsta este... Da. Adică... Trebuie schimbate, din punctul meu de vedere, multe linii în frontul ăsta, administrativ, începând de la cel mai mic OAT până la cel mai mare. Începând de la funcționari publici incapabili, unii capabili. Dar genul de funcționar public capabil și deștept nu va fi așa ușor primit într-un sistem în care se vrea a fi condus și să aibă în subordine de oameni proști, îmi cer scuze, dar proști cu genul de derivare, adică fără multă carte, să poată fi ușor manipulabil. Da, așa e, da, avem dreptate. Asta este, da, asta se vrea, așa funcționează. Altfel sistemul nu va funcționa. Când nu mai există această posibilitate să ai o masă de oameni pusă în conducerea administrativă a unui OAT, când nu mai ai, control asupra ei, nici tu nu mai poți să faci ce vrei. Nu văd interesul să-și pune oameni capabili, cadastrist capabil, secretară capabilă, personal care atunci când intri în OAT să știe să zâmbească, să știe să te primească, să schimbe starea de spirit, pentru că dacă vii acolo, nu vii de drag, vii pentru o problemă sau trebuie să rezolvi o situație și nu trebuie să pierzi timpul pe acolo. Și tot așa, totul decurge la modul ăsta. Domnul Petrica, ce pot să vă zic? Sper să veniți și dumneavoastră săptămâna viitoare. Sigur că da. La
posibila noastră discuție, și spun posibila pentru că nu știm dacă domnul Pantazi va accepta această confruntare directă cu dumneavoastră în fața camerei, da? Da. Care nu trebuie să transforme într-un război, ci într-o discuție constructivă și să vedem dacă sunt greșeli. De ce sunt, dacă pot fi corectate, încât ce. Nu trebuie să transformăm totul într-un război fizic. Totul va fi o discuție normală. Deci, vă aștept și pe dumneavoastră acolo. Sigur că nu. Da? Indiferent de situație, că suntem înăuntru, în interiorul primăriei, că suntem în afara primăriei, întâlnirea va avea, discuția și reportajul de la fața locului va avea loc. Nu, chiar vă rog că dumneavoastră aveți dreptate, oamenii se schimbă în fața camerei. Nu sunt natural, nu spun ceea ce gândesc. Când veni, dacă veniți dumneavoastră acolo și tot ne întrebăm... Nu am niciun interes, nu sunt din zonă, nu sunt din Corbeană, că nu fac asta pentru nimic, pentru bani, nu o fac pentru nimic, o fac pentru pur și simplu, doar pentru un simplu fapt. Ceva trebuie să gândească și la oamenii care pur și simplu nu sunt nici măcar lăsați să vorbească. Exact. Ok. Ei nu vă lasă să vorbiți, să vă spuneți problemele. La mine, la Media News, de fapt, veți găsi întotdeauna o ușă deschisă în care, dacă aveți ceva de spus și susținut cu documente, oricând le puteți expune. Dacă putem să ajutăm, ajutăm. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați avut încredere în noi și ați venit să vă expuneți doleanța. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit și în această seară. Ne vom revedea săptămâna viitoare. Sperăm că la Corbeanca, în cadrul primăriei, dacă nu vom fi primiți într-o sală, într-un mod civilizat, vom avea o emisiune făcută în aer liber în fața primăriei Corbeanca. Vă mulțumesc încă o dată. Weekend minunat!